Bun regăsit, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canal. Filmez într-o frumoasă zi de octombrie, chiar în prima zi a lunii octombrie, pentru că astăzi vorbim despre cărțile citite în luna septembrie, așa că am profitat un pic să filmez în avans clipul pe care voi îl vedeți, ca de obicei, duminică. Și sper că v-ați înarmat cu răbdare, pentru că avem de vorbit astăzi despre toate aceste cărți. Plus încă vreo 3 pe care le-am parcurs, fie în format de audiobook, fie în format de e-book, pe Voxa, pe toate, așa că sper să aveți răbdare până la final. Două dintre cărțile de aici vă sunt deja cunoscute pentru că am vorbit un pic despre ele și în repapul lunii august. Sunt două cărți pe care le-am început atunci, dar nu le-am dus la bun sfârșit și le-am terminat în septembrie, de asta le-am inclus și aici. Cred că dacă ar fi să trag linie, este cea mai bogată lună a mea de până acum. Nu cred să mai fi avut până acum vreo lună în care să fi terminat de citit 14 cărți, ceea ce e extraordinar. Și să începem cu începutul. Prima carte pe care am finalizat-o în luna septembrie a fost Fostul meu și alte blesteme, o carte despre care cred că îmi știți deja părerea. Am postat săptămâna trecută, duminică, un clip în care vă spuneam eu că nu înțeleg de ce cărțile fantasy pentru adolescenți abundă în scene picante, erotice, explicite, chiar nu înțeleg. Cartea aceasta se înscrie cam în aceeași paletă, chiar dacă poate are ceva mai puține scene decât altele, totuși ele există și nu înțeleg de ce. Nu le înțeleg rostul, dacă vorbim despre poveste. Înțeleg rostul lor din punct de vedere comercial, dar nu înțeleg ce îți aduc aceste scene în plus ca poveste. Din punctul meu de vedere, absolut nimic. Cartea aceasta a primit 3 stele din 5 din partea mea, pentru că începutul și finalul mi-au plăcut. Mi s-a părut că autoarea și-a reamintit că are de scris o poveste, nu doar scene picante în cartea asta și cumva mi-a plăcut. Mi-a mai oferit autoarea așa pe aici, pe acolo, fragmente din acțiune și sincer mi se pare o carte potrivită dacă vreți să o citiți în preajma Halloween-ului, dar nu în sensul de poveste care să te sperie, pentru că se dorește a fi o poveste amuzantă pe alocuri, dincolo de acele scene. Deci, dacă vă doriți ceva de genul ăsta, puteți să citiți Fostul meu și alte blesteme, deși, vă zic sincer, nu știu dacă m-aș referi la categoria de vârstă, nu știu cui anume să recomand cartea asta. O carte pe care, în schimb, o recomand oricui este o altă carte începută în luna august și terminată în septembrie, Remarcabile făuturi inteligente, o carte pe care am început-o în format de e-book și am parcurs o parte din ea și în format audiobook, o carte care mi-a plăcut foarte mult și e ca o lecție de viață, o poveste de viață, dar și cu un personaj foarte interesant, pentru că, da, avem o caracatiță care în unele capitole are chiar și rol de narator. O caracatiță buclucașă care este captivă, trăiește într-un acvariu din acela care poate fi vizitat, doar că a descoperit o metodă prin care să iasă din acvariu noaptea și să facă anumite năzbâtii pe acolo, așa că, într-un fel sau altul, dezvoltă o relație de prietenie sau o relație ceva mai apropiată, în orice caz, cu femeia de serviciu pe nume Tova, o femeie care n-a avut o viață prea ușoară pentru că și-a pierdut fiul la o vârstă destul de fragedă din cunoștințele sale, fiul său s-a înnecat. Dacă mi-amintesc bine și nu cred că greșesc, trupul fiului său n-a fost găsit niciodată. Aparent ar fi, cum se spune, pe fundul oceanului. Dar ce să vedeți, există acolo o legătură între Caracatiță și fiul Tovei. Și există multe alte legături între Tova și alte personaje pe care o să le descoperim pe parcurs. O să vedem ce a făcut fiul ei de-a lungul vieții, lucruri pe care poate ea nu le știa, nu le cunoștea, cu ce persoane a avut de a face fiul său, despre care din nou ea nu știa nimic și cumva lucrurile se leagă foarte frumos la sfârșit și mi-a plăcut tare, tare mult. Are un final și trist și fericit în același timp. Mi-ar plăcea să citiți cartea sau dacă ați citit-o, să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Din partea mea a primit 4 stele din 5 și recunosc, mi-ar plăcea să o citesc la un moment dat în format fizic. Am văzut cartea, dacă nu mă înșel, pe Vinted, dar avea un preț destul de pipărat, așa că am zis să mai aștept. Cine știe,
din ce am văzut și în librăriile online, încă este un preț destul de ridicat pentru ea, dar poate pe viitor o să ajungă la mine în format fizic să pot să recitesc povestea. V-am zis, e o poveste de viață. Dacă vă doriți așa ceva, vă recomand cu mare drag cartea asta. Eu sunt într-o perioadă în care parcă îmi place să citesc povești de viață. Așa că și asta a fost pe placul meu, fiind un plus, bineînțeles, subiectul. Și ajungem acum la două cărți care au legătură între ele, volumul 1 și volumul 2, o duologie care mie mi-a plăcut tare, tare mult și cred că v-am recomandat deja duologia asta într-un clip separat pe TikTok. E din nou genul acela de poveste care îți dă de gândit, care te face să-ți pui anumite semne de întrebare și mie mi-au plăcut foarte mult. N-aș putea să zic dacă primul volum sau al doilea volum mi-a plăcut mai mult. Ambele au primit 5 stele din 5 din partea mea, așa că vi le recomand cu drag. Și începem cu 5 prieteni care te așteaptă în rai. Această cărticică de doar 200 de pagini până în 200 de mici album. O carte în care îl cunoaștem pe Eddie, un bătrânel de 83 de ani care lucrează într-un parc de distracții, se ocupă de mentenanță, să zicem, de siguranță, verifică în fiecare zi aparatele de acolo și mașinăriile și așa mai departe din parcul de distracții, astfel încât vizitatorii să fie în siguranță. Într-una dintre zile însă se întâmplă un accident, iar bătrânul moare. Nu este un spoiler pentru că descoperiți imediat și dacă nu greșesc, da, scrie și în sinopsis, deci nu e niciun spoiler, dar moare încercând să salveze o altă fetiță. Și îl vedem pe Eddie cum ajunge el spre rai, nu direct în rai, pentru că aparent mai are de parcurs ceva etape, etape în care se întâlnește cu 5 prieteni. Aș zice că e cam mult spus prieteni, pentru că pe unii dintre acești oameni nu-i cunoaște. Descoperă, bineînțeles, vorbind cu ei, descoperă care a fost la un moment dat legătura lor în viață, o legătură pe care poate el nici n-a perceput-o, n-a băgat-o în seamă, dar își dă seama cât a fost de importantă în acel moment pentru evoluția lui ulterioară. Mi-a plăcut foarte mult, v-am zis, aș reciti-o cu mare drag și mi se pare genul de carte bună de făcut cadou. În cazul în care nu știți ce carte să faceți cuiva cadou, mi se pare o alegere foarte, foarte bună. La fel și volumul 2, care se numește 5 lecții învățate în rai. La fel de scurtă, nu vă va reține prea mult, pe aceasta am citit-o într-o singură zi ca să vă dați seama cât de mult mi-a plăcut. Ambele sunt apărute la Bookzone și să vă arăt un pic și scrisul. Capitolele sunt foarte, foarte scurte, imediat o să treceți prin ea. Aici, în schimb, în 5 lecții învățate în rai, o avem ca personaj principal pe fetița de care vă ziceam că a fost salvată de Eddie în parcul de distracții. Fetiță care a crescut între timp, s-a căsătorit și are la rândul său un accident. Interesant e de urmărit din nou cum se întâlnește ea cu diverse persoane în rai, inclusiv cu Eddie, o să vedeți, dar și mai interesant poate este ce se întâmplă la final. N-o să vă zic, evident, nu vreau să vă dau spoilere pentru că e într-adevăr o poveste pe care cred că merită să pui mâna și, așa cum ziceam mai devreme, să o faci mai departe cadou. Ce să vă zic, 5 stele din 5 pentru fiecare dintre ele, v-am zis vreo 400 de pagini în total, așa că dacă le găsiți, nu ezitați să le citiți. Știu că Mici Album mai are ceva cărți, vreo două am găsit pe Vinted la un moment dat, nu le-am cumpărat, însă intenționez să mai citesc ceva de la autor, care, apropo, dacă o să citiți și nota autorului de la finalul cărților, o să vedeți că a fost puternic influențat, cel puțin în aceste cărți, de unchiul său, pe care chiar așa l-a chemat, Eddie, și care cumva i-a insuflat această teorie legată de rai, cum că după ce mori, te întâlnești cu persoane care ți-au marcat cumva existența și mai apoi pășești cu adevărat dincolo. Mi-a plăcut tare mult, vă recomand cărțile. Am simțit, revenind la autor, am simțit că există și un substrat ceva mai trist dincolo de povestea cu unchiul său. Nu știu de ce am dedus eu că ar fi pierdut un copil la un moment dat, dar posibil să fi greșit eu. Cert e că cel puțin acestea două merită cuprinsosință. Și ajungem la o altă carte de 5 stele, o carte căreia i-am dat importanță maximă, i-am dedicat și un reading blog pe care membrii canalului l-au putut viziona. O carte
în vogă în perioada asta, cred că de vreo lună s-a lansat la cei de la Bookzone, tot la Bookzone, și cred că e imposibil să nu fi văzut coperta asta. Cartea se numește Culegătorii de afine. Din punctul meu de vedere, își merită reclama, să zic așa, își merită recenziile pozitive. Am văzut că e apreciată de publicul larg și, repet, din punctul meu de vedere, merită. O poveste de viață foarte interesantă cu micuța Ruti, care la vârsta de 4 ani este răpită, iar familia ei nu mai știe nimic. Familie care este alcătuită din culegători de afine. Familia se întoarce periodic în aceeași tabără de culegători, bineînțeles că Ruti nu mai apare, dar în paralel o vedem pe Norma, o tânără care încearcă să-și descopere copilăria, din care aparent are niște amintiri pe care nu și le explică, are niște părinți înstăriți, dar care nu-i dau prea multe detalii despre trecutul ei și cumva, cred, fără să fie un spoiler lucrul ăsta, o să vedeți ce legătură există, o legătură esențială, fundamentală între Ruti și Norma. Mi-a plăcut foarte mult. Să știți că nu e genul de carte, în schimb, care să se axeze doar pe o perioadă restrânsă de timp, ci o să mergem cu 10 de ani înainte, după această dispariție a fetiței, și o să vedem cum a dus familia ei această povară a lipsei fetei, dar și ce s-a întâmplat cu această Norma, care la început pare un personaj misterios, de parcă ai două povești paralele, fără nicio legătură între ele. Doar la început, cred că un capitol sau vreo două capitole nu se sizez nicio legătură. Mai apoi o să apară și legăturile între Norma și Ruti. Dar cam atât despre Culegătorii de afine, v-am zis 5 stele din 5. Are în total cartea asta 350 de pagini aproape, scrisul același, dar din nou, cred că am terminat-o vreo două zile. Aș reciti eu și pe ea cu mare drag la un moment dat, pentru că mi-a plăcut tare mult povestea. Continuăm cu un thriller din nou în vogă în perioada asta, l-am văzut pretutindeni, un thriller pe care eu l-am ascultat pe Voxa, am parcurs cartea în format audio și pot să zic că mi-a plăcut mai mult parcursul decât finalul. Este vorba despre Surpriză la altar, această poveste în care o tânără are șocul vieții ei în momentul în care, îmbrăcată în mireasă fiind, pășește spre altar și descoperă că mirele de acolo nu este de fapt mirele ei. Nu îl cunoaște pe acel bărbat, nu îi cunoaște pe părinții lui, sunt singurele persoane care îi sunt complet străine, își recunoaște familia, își recunoaște prietenii, dar nu îl recunoaște pe acel bărbat și pe părinții lui. Mi s-a părut foarte interesant, n-am mai văzut o astfel de premiză și mi-a plăcut ideea asta de pornire a cărții. Mi-a plăcut, v-am zis, și parcursul, să vedem cum se descurcă tânăra asta, bineînțeles că nunta este un fiasco total. Mi-a plăcut să văd ce se întâmplă cu ea mai departe, cum se comportă cu acest bărbat care aparent este logodnicul ei și toți prietenii ei știu că el este logodnicul său, dar ce nu mi-a plăcut la ea a fost finalul. Nu că mi-a plăcut deloc, dar cred că se putea un pic mai bine. Nu pot să zic că m-a dat pe spate explicația, ca să fiu sinceră. Și încă un motiv pentru care nu pot să zic că m-a impresionat finalul prea mult este acela că mi-aș fi dorit ceva mai multe explicații. Pentru că acolo apare o explicație oarecum științifică și dacă nu ești specialist, s-ar putea să te lase cu niște semne de întrebare. Și am simțit că aș fi avut nevoie de ceva mai multe explicații, a fost cumva un final pe repede înainte, doar cât să se dezvăluie odată adevărul și să scăpăm cumva de poveste. Mi-ar fi plăcut un pic mai multă atenție la final, cam la fel de multă atenție cât am acordat pe parcursul cărții, în special tinerei, Alice, parcă se numește, care s-a trezit cu șocul vieții tocmai la nunta ei. Dar, per total, v-am zis, măcar pentru parcurs, aș zice că merită să stați alături de personaje. Sunt și acolo niște răsturnări de situație, personaje care nu sunt ceea ce par și, da, mi-a plăcut ideea așa, per general, a primit din partea mea 4 stele din 5. Ajungem la o carte mai mult decât populară, dar care, din păcate, n-a fost neapărat ce trebuie pentru mine, sau poate tocmai popularitatea ei mi-a creat și mie niște așteptări.
exagerate. Este vorba despre Prietena mea genială, primul volum din Tetralogia napolitană de Elena Ferrante. Cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am parcurs cartea asta în mare parte în format fizic, așa cum o vedeți, dar finalul l-am ascultat pe Voxa. Nu a avut nicio importanță, nu vă gândiți că lucrul ăsta a tras povestea în jos, pentru că mai rămăseseră doar câteva pagini. Ce a tras, în schimb, povestea în jos pentru mine a fost că n-am simțit să fi primit din partea cărții vreo experiență plăcută. Nici măcar n-aș putea spune că între Elena și Lila există o prietenie sinceră. Le vedem aici pe cele două fete din copilărie până în adolescență, când una dintre ele chiar se căsătorește. Totul pleacă din momentul în care Lila dispare și Elena este înștiințată de fiul ei că nu mai știe nimic despre mama lui. De aici începe cumva povestea prezentată de Elena, care se întoarce în timp și Elena pare să știe motivul pentru care Lila a dispărut fără urmă și se întoarce în timp, în copilărie, la momentul în care cele două s-au cunoscut și vedem mai precis cum s-a dezvoltat relația lor, ce a însemnat în special Lila în viața Elenei. Elena fiind naratorul, e clar că avem mult mai multe păreri din partea ei decât din partea Lilei, ceea ce din nou cred că trage cumva povestea în jos, pentru că ne este prezentat un adevăr dintr-o singură perspectivă, din punctul meu de vedere, și cred că asta trage povestea în jos. Mi-ar fi plăcut să văd și opinia celeilalte părți, cu atât mai mult cu cât v-am zis, mi s-a părut că n-a fost o prietenie în adevăratul sens al cuvântului, iar Lila de multe ori părea să profite cumva de Elena și de faptul că aceasta are încredere maximă în Lila, încearcă în permanență să o copieze, o invidiază chiar și da, mi-ar fi plăcut să văd și din punct de vedere, din celălalt punct de vedere, cum se vede toată povestea, cum a fost toată viața lor. Nu avem, din păcate, așa ceva. Avem acolo niște personaje masculine care nu mi s-au părut deloc bine conturate și bine prezentate. Mi s-a părut doar că au existat pentru că trebuiau să existe în poveste, dar aș fi vrut mult mai mult de la cartea asta și de la povestea fetelor până la urmă în general. Așa că din partea mea, Prietena mea genială a primit 3 stele din 5. Nu intenționez să abandonez seria, mai sunt 3 cărți, nu intenționez să le abandonez pentru că sunt curioasă, chiar dacă mi-am dat seama că nu va fi o poveste neapărat pe placul meu, dar acum dacă am intrat în horă trebuie să joc și sunt curioasă ce se mai întâmplă. Într-adevăr, se termină cartea asta așa în suspans, cu un detaliu neașteptat și intuiesc încotro se va îndrepta povestea, dar na, o să trag de mine să continui tetralogia și să vedem, poate următoarele volume o să primească un punctaj ceva mai bun. După Prietena mea genială am pus mâna pe un fantasy la care nu m-aș fi așteptat să-mi placă atât de mult, n-am mai plecat la drum cu așteptări cum s-a întâmplat cu Prietena mea genială. A fost o carte destul de groasă, să zic, adică are aproape 500 de pagini cu un scris cam așa, dar nu mi-a părut rău absolut deloc că am pus mâna pe ea. Este vorba despre prima carte a seriei, Eliberarea Ținutului Oz, care se numește Dorothy trebuie să moară. Dacă ați urmărit repapul meu anterior și dacă m-ați mai urmărit prin reading bloguri, ați văzut că am citit una dintre nuvelele care precedă această poveste, Nicăieri nu e ca în Oz, acea carte subțirică, verde, turcoaz, nu știu exact ce culoare are, după care, firesc, urmează această carte. Firesc la noi, în România, pentru că așa s-au tradus, dar să știți că acea nuvelă mai are alte 8 după ea și abia apoi vine acest prim volum, însă eu am citit doar ce avem noi tradus deja, doar că după acea nuvelă m-am oprit ca să citesc și povestea originală, Vrăjitorul din Oz, să-mi împrospătez în minte povestea, considerând că o să mă ajute pe parcurs. Să știți că nu e o tragedie dacă nu faceți ca mine și dacă citiți pur și simplu seria asta, nu e nicio problemă, o să înțelegeți perfect, pentru că autoarea folosește note de subsol în care vă explică anumite personaje, anumite întâmplări din cartea originală, ca să știți de ce face ea referire la
elementele respective. Bun, Dorothy trebuie să moară, o perspectivă foarte interesantă în care personajul principal, Dorothy, este de această dată un personaj negativ. Avem aici o altă tânără care ajunge cam prin aceeași metodă în Oz, în sensul că rulota în care ea locuia este luată de o furtună puternică și aruncată undeva în Oz. Tânăra se trezește acolo, știe și ea toată povestea cu Dorothy, pentru că și ea provine din aceeași localitate ca Dorothy, din Kansas, de unde provine și Dorothy. Știe cam toată experiența cu fata și, într-un fel, e surprinsă să o descopere pe Dorothy rea. Pentru că, da, a făcut niște lucruri urâte, triste, Dorothy, în Oz. Aparent, din ce ne dăm seama, Dorothy e de ceva timp în Oz, de câțiva ani. Nu știu ce înseamnă neapărat ani în Oz, dar lumea cam fuge de ea, se ferește de ea și, mă rog, această tânără Amy, care ajunge în Oz, încearcă să repună lucrurile pe făgașul normal. Ce mi s-a mai părut interesant, faptul că personajele din Vrăjitorul din Oz, Leul cel fricos, Omul de tinichea și Sperietoarea de ciori, sunt și ele personaje negative. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, mi-a plăcut mult de tot perspectiva de aici. Avem intrigă, avem un plan de atac pus la cale de Amy, tânăra noastră care e aici personaj principal, și mi-a plăcut până și lupta, să zic așa, îndârjirea cu care ea se pregătește pentru a putea pune planul respectiv în aplicare, mi-a plăcut cam tot la această carte, așa că dacă o aveți pe acasă, nu o mai evitați. Eu am văzut-o de multă vreme pe Librex, de acolo am și luat-o eu. Am tot evitat seria asta pentru că n-am văzut pe nimeni vorbind despre ea, sinceră să fiu, și am zis că cine știe ce-o fi și de capul ei, sunt și 3 cărți, cine știe dacă o să-mi placă sau nu. Dar, sincer, volumul ăsta a primit din partea mea 5 stele din 5. Acum nu știu dacă a fost povestea atât de bună sau pur și simplu după prietena mea genială a fost fix ce mi-a trebuit mie, dar v-am zis, e genul de fantasy pe care mi-ar plăcea să-l descoper în mai multe cărți. Fără picanterii, fără să se piardă în relația de dragoste dintre două personaje, nici de cum. Ne axăm pe acțiune, pe planul acesta de atac, pe ideea de a recâștiga Ținutul Oz și așa mai departe, deci mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce nu mi-a plăcut în schimb foarte mult a fost continuarea, pentru că am citit și volumul 2, doar acestea două sunt traduse la noi și novela de care vă ziceam. Volumul 2 se numește Revolta celor răi, o carte mult mai subțire de data asta, avem vreo 300 de pagini. Deci de la aproape 500 trecem la 300, dar din păcate n-a mai fost ce mi-aș fi dorit să fie. Nu o ia în zona de picanterii sau scene erotice, ci nu mai e intriga aceeași și atunci nu m-a mai ținut în priză la fel. Ăsta e motivul pentru care a primit 3 stele din 5. Mi s-a părut pur și simplu că e o carte scrisă de altă autoare. Am descoperit că un motiv ar putea fi faptul că e tradusă de altcineva. Nu știu, poate asta influențează în vreun fel povestea. Cert e că aici am avut impresia că e un pamflet, că facem mișto de personajele originale și nu mi-a plăcut, sinceră să fiu. Nu știu care a fost intenția autoarei, nu știu cum continuă povestea, că din ce mi-amintesc mai sunt 2 volume, volumul 3 și volumul 4, netraduse la noi. Acest volum 2 a fost tradus în anul 2019 la Leda Edge. N-a mai apărut niciun volum de atunci, ceea ce mă face să cred că nici nu o să mai apară. Așa că nu știu cum sunt următoarele, dacă or fi mai bune sau mai puțin bune decât aceasta, nu știu să vă zic, dar v-am zis, nu m-am simțit confortabil citind cartea asta, nu îmi doream să facem mișto, să luăm în derâdere personajele din Vrăjitorul din Oz. Așa că această carte, volumul 2, spre deosebire de primul, a primit 3 stele din 5 din partea mea. Ajungem la o carte pe care am ascultat-o pe Voxa. Cred că e singura carte pe care am ascultat-o de la A la Z în această lună. Este vorba despre Apicultorul din Alep, o carte la care mă așteptam să mă sensibilizeze profund. Am văzut că mai toată lumea care a citit cartea a fost sensibilizată și, într-adevăr, are un subiect
dur sau chiar mai multe subiecte dure, avem în centrul atenției o familie de refugiați din Siria care încearcă din răsputeri să ajungă în Anglia. Vedem parcursul lor și așa îi și cunoaștem mai bine ce s-a întâmplat în trecutul lor, cum și-au pierdut fiul, pentru că au avut un fiu la un moment dat pe care l-au pierdut tocmai din cauza războiului. Din același motiv, Afra, mama, să zic, din familie, a orbit în urma exploziei în care fiul ei și-a pierdut viața. Nici tatăl nu e tocmai confortabil, dar el e cel care duce greul, să zicem așa, având soția oarbă, se străduiește să meargă înainte totuși. Ce mi-aș fi dorit mai mult? Nu știu, mi-aș fi dorit să mă sensibilizeze cumva mai mult, simt că nu a fost chiar ce mă așteptam eu să fie, dar probabil asta pentru că nu sunt eu foarte sensibilă și atunci poate pentru voi, dacă sunteți ceva mai ușor de impresionat, de sensibilizat, atunci va fi cu siguranță și mai bună de atât, pentru că din partea mea a primit 4 stele din 5. Ce mi-a plăcut în schimb, am ascultat și nota autoarei și așa am descoperit că totul se bazează pe întâmplări și personaje reale. Autoarea a fost la un moment dat voluntar într-o tabără de refugiați din Grecia și acolo a cunoscut persoane care au avut aproximativ aceeași viață cu personajele din Apicultorul din Alep. Și mi-a plăcut. Lucrul ăsta parcă a ridicat povestea în ochii mei și mai mult și da, e o carte pe care o recomand, sigur, dar ce-mi doresc neapărat în perioada imediat următoare, dacă s-ar putea, este să citesc și cealaltă carte a autoarei, care se numește Zboruri frânte, dacă nu greșesc. V-am prezentat eu carte într-un book haul recent, o carte despre care n-am prea auzit vorbindu-se. E într-adevăr o apariție ceva mai recentă la Litera, dar vreau să o descopăr și pe aceea. De fapt, ăsta e motivul pentru care m-am apucat de Apicultorul din Alep. Am zis să parcurg mai întâi povestea scrisă atunci, mai de mult de autoare, și mai apoi să mă opresc asupra poveștii ceva mai recente. Deci, Apicultorul din Alep, 4 stele din 5 din partea mea. Ajungem la un alt fantasy. Aparent în luna septembrie am fost setată pe fantasy, nu știu de ce, cred că m-am ambiționat să găsesc cărți fantasy care să-mi și placă. N-a fost cazul acestei cărți, nu mi-a displăcut, n-a avut smat, ceea ce m-a bucurat, dar parcă totuși i-a lipsit ceva. E vorba despre Asistenta Maleficului, o carte apărută în 2024 la editura Librex și avem cam așa scrisul, nu foarte încurajator, dar să știți că se parcurg ușor capitolele, o carte care are în total cam 370 de pagini. Ce nu mi-a plăcut la această carte e că sinopsisul cumva m-a păcălit. Am avut impresia că va fi o carte cu multă violență, dar violență prezentată în sens umoristic, un umor negru, și pe alocuri a existat așa ceva, dar mi s-a părut pueril sau deloc bine pus în pagină, pentru că nu m-a făcut să râd. Mi s-au părut niște glume așa slăbuțe, sinceră să fiu, și parcă a fost genul de parodie, parcă vedeam un film din acela în care actorii își exagerează gesturile doar ca să te facă să râzi. Așa ceva mi s-a părut citind această carte. O carte ușurică în care urmărim o tânără care ajunge să fie angajată de acest malefic, malefic care este dușmanul regelui. Cei doi se plac, se tatonează, sunt un fel de șoarecele și pisica, dar nici măcar jocurile astea dintre ei, așa, care se vor a fi amuzante, repet, nu mi s-au părut că au fost cu adevărat așa. Da, o carte ușoară. Dacă vreau să citesc continuarea, pentru că va fi un volum 2 sau este un volum 2, dar netradus încă la noi, să știți că da. Și asta pentru că finalul a fost neașteptat. Adică, ca să vă fac să înțelegeți, aici există un trădător, cineva care îi pune piedici maleficului și pare a fi cineva din interiorul echipei sale, din interiorul taberei sale, să zic. Doar că în momentul în care descoperim cine e cu adevărat vinovatul, nu ne-am fi așteptat, cred eu, nicio secundă. Mi-a plăcut, așa, o carte simplă, drăguță,
N-aș reciti-o în niciun caz, dar continuarea v-am zis da. M-a făcut curioasă, 3 stele din 5 din partea mea și am apreciat faptul că n-am avut acele scene intime, chiar dacă, ce să vezi, personajele principale de aici se plac. Deci se poate și așa, dacă vrei. Nu mă întrebați cum de am pus mâna pe această carte pe care urmează să vă prezint în continuare, că n-am habar. Cred că mi-am dorit o carte ușoară și scurtă, să meargă repede și, ce să vezi, fix asta am primit. Deși e vorba de un autor român și știți deja relația mea cu autorii români, nu e neapărat cea mai bună, pentru că în principal am dat peste autorii români care se pierd în descrieri, în metafore și așa mai departe, lucruri care nu mă pasionează, dar, ce să vedeți, am descoperit aici în sfârșit o poveste cu logică, cap, coadă. Da, am mai avut experiențe plăcute în ultima vreme și iată că se mai adaugă una la ele. E vorba despre Minute până la miezul nopții de Remina Radu. Cartea arată așa, mi s-a părut potrivită cu sezonul, sincer, coperta. Scurtă, 200 de pagini, 210 pagini, cred că am citit-o în două zile. Avem aici o tânără care nu are nume, nu am sesizat nicăieri să fie numită în vreun fel, dar o cunoaștem din perioada școlii, din perioada școlară, când nu prea are prieteni, e marginalizată, la un moment dat alege ea însăși să nu aibă prieteni și să stea așa deoparte, nu-i place să socializeze, nu-i place să aibă neapărat prieteni, pe de altă parte și-ar dori să aibă și ea o prietenă cu care să discute, dar o vedem și mai departe ce a însemnat această copilărie și în ce s-a transformat mai târziu, când, bineînțeles că necazurile nu o ocolesc, și vedem aici și relații abuzive, vedem și o relație foarte frumoasă în schimb cu familia ei, cu părinții ei, în special cu tatăl, vedem momentul tragic în care își pierde unul dintre părinți și vedem finalul în care, sau mă rog, spre final, descoperă sau găsește sau întâlnește un băiat care o place cu adevărat, doar că trecând prin destul de multe episoade nu tocmai plăcute, pur și simplu nu conștientizează faptul că cineva o poate plăcea pe ea așa cum este și din cauza asta nu trăiește bucuria cu adevărat, bucuria întâlnirii unui om bun. La final descoperim și depresia, depresie adusă cumva sau construită din cauza acelor traume trăite în copilărie, adolescență, tinerețe și da, vedem încercarea de a depăși un pic această depresie, dar ne oprim acolo, deci nu vedem deznodământul, dacă tânăra aceasta a reușit cu adevărat să treacă peste sau nu. Mi-a plăcut, o poveste de viață din nou, v-am zis că sunt în căutare de povești de viață în perioada asta, nu știu de ce, și da, mi-a plăcut. Are, într-adevăr, la începutul capitolelor, imediat vă arăt, are soiul acela de lirism peste care eu am sărit, vă zic sincer, la fiecare capitol, vedeți voi aici. Începe capitolul și avem acest scris italic. Am sărit peste și am trecut direct la acțiune și a fost perfect pentru mine. Dacă sunteți pasionați de așa ceva, sunt convinsă că ar aduce un plus poveștii, dar eu m-am mulțumit să trec direct la acțiune și a fost foarte bine să știți. A primit această carte și sper să nu greșesc. Da, a primit 4 stele din 5 din partea mea. Așa că vă recomand o lectură scurtă, doar v-am atenționat. Sunt acolo niște lucruri despre care poate nu o să vă pice bine să citiți dacă poate ați trecut printr-un episod mai greu, nu știu. Pe de altă parte, că mi-am amintit acum, am văzut pe Goodreads că are review-uri destul de slăbuțe această carte și pot înțelege de ce. Dacă nu ați avut nicio experiență măcar apropiată de ceea ce trăiește personajul, poate vă va fi mai greu să-l înțelegeți și să rezonați cu ceea ce simte și ceea ce face, dar dacă v-ați apropiat măcar un pic ca experiențe de viață cu ce trăiește tânăra de aici, atunci sunt convinsă că va însemna mult mai mult povestea și pentru voi. 4 stele din 5 așadar și da, vă recomand!
Penultima carte pe care am terminat-o în luna septembrie este scrisă tot de o autoare din România, o autoare care m-a contactat și m-a întrebat dacă mi-aș dori să parcurg primul volum al unei trilogii la care lucrează, volum care a apărut în această vară deja și îl găsiți inclusiv pe Libris, cred că și pe eMAG îl găsiți. Dacă dați un search pe Google, sunt convinsă că o să dați peste el. Este vorba despre Umbra Libertății de Bianca Roșioru. V-am arătat cartea asta. O carte care poate părea voluminoasă, dar să știți că are 300 de pagini și ia priviți aici cum e scrisul. Vă dați seama că nu o să aveți nicio problemă să parcurgeți povestea. Mi-a plăcut foarte mult și formatul. Recunosc că e destul de ușor să ții cartea asta în mână și să o citești. Capitole destul de scurte, nu o să pierdeți prea mult timpul cu ea, să zic așa. Aici o perspectivă cu care eu nu m-am întâlnit, sau nu m-am prea întâlnit, nu mi-amintesc să mai fi citit ceva de genul ăsta. Deși știți că eu sunt pasionată de cărți thriller, de cărți polițiste, aici avem mafioți, avem oameni răi, avem oameni influenți, puternici în același timp și cumva vedem și din interior cum se întâmplă lucrurile. O perspectivă interesantă pentru mine, v-am zis. Din păcate n-am găsit cartea pe Goodreads ca să pot lăsa acolo un review și o notă, dar ar fi fost 4 stele din 5 dacă aș fi găsit cartea acolo. Și vedem aici nu doar cum au ajuns unii sau unele dintre personaje să lucreze sau să aibă o relație mai apropiată cu oameni de genul acesta, cu mafioți și oameni puternici, ci și cum unii dintre ei au ajuns să trădeze tabăra respectivă și cu ce riscuri. Inclusiv soția unui astfel de om puternic, influent, sătulă de viața pe care o duce lângă bărbatul său, decide că vrea altceva cu orice risc. Și tocmai că își pune planul ăsta nebunesc în aplicare, cam pe acolo se termină povestea și acum sunt nerăbdătoare să văd continuarea. Mai ales că am cunoscut ceva personaje noi care se pare că au avut un rol important la un moment dat în trecutul personajelor de aici și din ce am înțeles de la autoare, o să le cunoaștem mai bine în volumul 2. Volum 2 care, apropo, apare acum în luna octombrie și încă o veste legată de asta, dar o să mai fac eu o postare, probabil, pe comunitate. Dacă veți contacta autoarea și veți spune că veniți cumva din partea mea sau ați descoperit cartea ei la mine pe canal, veți avea o reducere de 10% la volumul pe care doriți să-l achiziționați. Volumul 1, volumul 2, o să vă las jos în descriere oricum mail-ul ei și link-ul spre contul de Facebook, încât să mergeți acolo și să o abordați, să-i spuneți că veniți din partea mea și să beneficiați de această reducere. Ea vă va da toate detaliile necesare, astfel încât să beneficiați de reducerea respectivă și să ajungeți în posesia cărților ei. Eu v-am zis, abia aștept să descopăr și volumul 2, care, apropo, cred că va ajunge pe site-urile cu cărți undeva spre finalul lunii octombrie. Deci, sunt nerăbdătoare. În același timp, sper că v-am stârnit și vouă interesul și dacă sunteți pasionați de cărți din genul ăsta, un thriller ceva mai aparte, atunci vă recomand Umbra Libertății. V-am zis, abia aștept volumul 2, mai ales că am înțeles că e și mai bun decât primul. Așa că, da. Ne mai auzim noi în comunitate cu Umbra Libertății și o să vă mai reamintesc că puteți beneficia de acea reducere dacă vă doriți lucrul ăsta. Și ultima carte pe care am terminat-o chiar în 30 septembrie, seara, este o carte cu 7 povestiri care are ca personaje centrale, să zic așa, pisicile. E vorba despre Motanul care și-a luat rămas bun, o colecție de 7 povestiri, una mai drăguță decât cealaltă, dar în același timp povești sensibile. Nu sunt povești pentru copii cu pisici, ci pentru adulți, pentru că vedem cumva importanța prietenilor noștri blănoși în viața noastră, vedem cum ne pot influența, cum ne pot ajuta, uneori fără să ne dăm seama, și vedem ce frumos se poate dezvolta relația asta între oameni și animale dacă ne dorim lucrul ăsta și dacă dăm un pic mai multă atenție detaliilor în ceea ce le privește.
Mi-a plăcut foarte mult. Eu fiind iubitoare de pisici, vă dați seama că a contat și mai mult detaliul ăsta, așa că dacă iubiți în special pisicile, zic că vă va plăcea și vouă cartea asta. Poveștile nu au legătură între ele, dar prezintă perspective care au legătură cu pisicile, bineînțeles, ăsta este lucrul comun, dar ca întâmplări sunt distincte și mi-a plăcut treaba asta, mi-a plăcut că, nu știu, avem, spre exemplu, și relația dintre pisici și nou-născuți, avem și relația între pisici și oameni bolnavi. Sunt mai multe perspective acolo și mi-a plăcut fiecare în felul său. A primit cartea per total 4 stele din 5 din partea mea. Poveștile sunt scrise apropo de același autor care a scris și Memoriile unui motan călător, o carte care mie mi-a plăcut teribil de mult, care are și book review aici pe canal. O să vi-l las undeva sus și jos în descriere să mergeți să vedeți clipul respectiv. Cartea aceea a primit 5 stele din 5 și e una din favoritele mele. Dar și aceasta, să știți că e undeva în top, pentru că e așa, drăgălașă, ce să zic, e cu pisici și atunci asta spune tot. Și pentru că am mai început o carte în luna septembrie, dar n-am ajuns cu povestea decât la pagina 55, vă arăt totuși aici, este aceasta, Sfârșitul lui Eddie Belleghel, sau cum se citește, o carte pe care eu am mai citit-o acum vreo 3 ani și am decis să o reiau, dintr-un simplu motiv, că vreau să citesc toată trilogia. Am și celelalte două volume și vreau să continui povestea, doar că mai întâi vreau să reîmprospătez în minte detaliile de aici, să îmi amintesc viața destul de dură a acestui autor, pentru că aici e o autobiografie. Autorul se numește într-adevăr Edward Louis, cred, dar numele său din copilărie a fost acesta, care e și pe copertă. O să vorbim oricum mai mult despre cartea asta și cel mai probabil și despre următoarele două din trilogie în luna octombrie, la final de octombrie și în reading blogurile săptămânale, bineînțeles, unde știți deja că vă arăt cumva în timp real ce citesc și cum mi se pare. Și cam asta a fost cu luna septembrie, 14 cărți duse la bun sfârșit, o lună foarte bună. Spuneți-mi voi cum a fost luna septembrie, ce cărți ați citit, la ce cărți foarte bune ați ajuns sau ce v-a dezamăgit în luna septembrie, cum a fost în general pentru voi. Mulțumesc mult dacă ați stat cu mine până la final și noi ne auzim jos în comentarii. Numai bine!